vreau să invităm o invitată specială astăzi. Da. Este a doua cea mai titrată gimnastă de la noi. De altfel știu 100% pentru că o cunosc. Este un om superb și îmi permis să spun lucrul ăsta. O adevărată campioană. O adevărată campioană, ambițioasă, puternică, care știe de fapt ce înseamnă viață. În aplauzele noastre, Lari! Sau poate... Da. Se resimte durerea sau ceva dintr-un timp? Lucrurile se resimt, indiferent de vârstă, indiferent de lucrurile pe care noi le facem, dar având în vedere că am făcut 20 de ani de performanță, nu aveam cum să nu am o mică durere acum să simt că am făcut gimnastică. Dar sunt foarte bine, nu mă deranjează absolut nimic. Oricum eu sunt rezistentă la durere, deci nu este o problemă. Asta e rezistența asta, ai deprins-o pe parcurs, pe drum? Sau așa ești tu? Te-ai născut o campioană și te-ai setat așa? Ești așa puternică de mică? Mulțumesc, încerc să fiu puternică. Nu cred că vom ajunge la cumva un procent maxim de putere sau de încredere sau de strălucire oricum, pentru că de fiecare dată o să fim într-un progres continuu, doar că mi-am dorit, mi-a plăcut și cred că asta m-a ajutat să fiu determinată în ceea ce fac și de ce nu să ajung acolo unde îmi doresc, indiferent de obstacol. Da. Larisa, îmi cer scuze, ultima oară când am avut noi ca țară performanță în gimnastică, cred că a fost cu tine, nu? Cred că da. Ce se mai întâmplă cu gimnastica românească? De ce a decăzut în halul acesta? Sau mai sunt șanse, ceea ce se prefigurează a fi undeva acolo în spate? Mai vine cineva? Mai vine o Larisa? Mai vine o... În orice domeniu trebuie să fie un pic de pauză pentru a putea să ne bucurăm și mai mult. Și atunci trebuie noi să avem răbdare. În performanță nu este ca și cum mai merge pe stradă. Și un copil mic când se naște trebuie să înceapă cu toate lucrurile pe care așa el este. Trebuie să le învețe. Și așa și în gimnastică și în sport, indiferent de sportul pe care îl practică un copil. Atunci mai așteptăm, că în fotbal de vreo 30 de ani tot așteptăm, suntem în acea pauză. Trebuie să fim răbdători. O să prindem? Răbdători, auzit. Eu nu. Răbdare și perseverență. Exact. Ziceai că ți-ai dorit la un moment dat să ai o copilărie normală, să zicem, fără antrenamente, fără acea rigurozitate care impune un sport de performanță. Cred că mai toți copiii trec prin chestia asta, vor să fie ca toți ceilalți. Ce te-a făcut pe tine să zici nu, eu vreau să fac performanță și să mă duc mai departe? Eu o să fac flic-flac. Practic nu este nimic frumos sau wow de a fi normal, în a fi normal. Ceea ce cred că cu toții trebuie să căutăm să fim speciali în ceea ce facem noi, indiferent de lucrurile pe care noi le facem, că sunt mai grele, că sunt mai puțin grele, dar să le facem bine. Într-adevăr, am avut un moment în care am vrut și eu să mă duc acasă și să stau, doar să stau și să probabil să mă duc la școală. Să te joci, ziceai tu. Să mă joc, da, exact. Doar pentru că aveam un moment în care nu știam sigur dacă mai vreau să fac gimnastică, doar că a venit mama și mi-a dat cumva un restart și mi-a spus câteva cuvinte foarte importante care au pus accentul unde a trebuit și atunci, imediat, într-o oră, mi-am revenit, nu mi-a luat foarte mult. Ce înseamnă părinți care să te susțină? Da, așa este, sunt foarte importanți, adică aportul părinților este foarte important în tot ceea ce faci și atunci când nu vrei să faci lucrurile chiar atât de bune, ei să te susțină, pentru că trebuie să fie cineva acolo care să-ți mai te direcționeze pe linia cea dreaptă. Iar acum ai și un partener care să te susțină, nu doar părinții și iubitul tău. Am văzut că este foarte, foarte dedicat și te sprijină, te susține foarte mult. Da, suntem dedicați unul altuia. Cel puțin pozele pe care le faceți sunt frumoase. Asta pot... Da, e un bărbat fain, este un bărbat chipeș, e inteligent. Are toate calitățile pe care eu voiam să le văd la un, la un bărbat. A venit cu flori, cu simplitatea lui. Cu simplitate. Da. Cât de frumos. A fost el. El cu ce se ocupa? El face tenis de masă, chiar acum este la Balcania, dar are competiție. Vorbeam cu el înainte să intru în emisie. Asta se joacă pentru medalie. Joacă la mix pentru medalie și o să joace și individualele. O, succes! Doamne ajută numai să fie. Numai campion, ce să mai, o familie de campioni. Da. Dacă tu crezi, simți așa că vorbeam mai devreme cu un psiholog care a venit aici în platou la noi, crezi că el este the one, știi tu? Omul acela pe care îl simți, conexiunea aia?
Mai nu te poți baza nici pe tine, adică nu poți să spui ceva smart pentru tine fix sau real, că suntem atât de schimbători și atât de imprevizibili încât nu putem să ne dăm seama, dar pentru momentul acesta este ceea ce îmi trebuie mie, ce sunt ceea ce îi trebuie lui. Ce frumos! Și cred că, adică nu cred, avem o conexiune foarte puternică și comunicare foarte bună. Cum vă place să vă petreceți timpul liber? Împreună. Împreună. Logic. Ai zis de multe ori că aveți o relație frumoasă, da, lină, că vă doriți același lucru și mergeți către aceeași direcție. Cum reușiți să faceți lucrul ăsta într-o societate în care multe cupluri se despart, nu există comunicare, iar voi fuzionați atât de bine? Cum reușiți să faceți asta? Suntem loiali unul altuia, în primul rând, indiferent de la gândire, începând până la comunicare și până la efortul fizic unul față de altul. Este, comunicăm despre absolut orice, ne punem întrebări, nu ne este rușine să ne punem poate întrebări care nu prea ne plac la un moment dat, dar... Geloși sunteți? Există o doză de gelozie, este clar atunci când există iubire, dar gelozia trebuie să aibă un anume procent, grad. Întrebări, e sigur la Balcan acolo? Ai spus mai devreme un cuvânt pe care nu l-am mai auzit de mult, loial. Sunteți loiali unul celuilalt, mi se pare superb și n-am cum să nu te întreb dacă vă gândiți să faceți pasul acesta și oficial, dacă... Loialitatea deja există. Ar trebui să-l sunăm pe el, da. Ar trebui, da, oare? Să-l sunăm pe el. Nu, dar dacă tot discutați orice, e clar că și tu trebuie să... Discutăm despre asta? Discutăm, da. El oricum de fiecare dată îmi exprimă lucrurile astea, că vrea, că nu vrea, mai pe ocolite, mai direct. El mi le spune. Dar eu vrea sau nu vrea? El vrea, el își dorește și eu îmi doresc, doar că i-am spus că nu punem, să nu punem presiune, să lăsăm lucrurile să vină de la sine. Ne dorim... Până la urma urmelor, pașii aceștia vin la momentul potrivit. Nu să-i grăbești, dacă îi grăbești nu ies chiar așa de bine. Și cu siguranță el va face în stilul lui personal, pentru că de fiecare dată când face o surpriză este ceva... Îți place? Unic. Îți place să te, da, să te lași surprins așa? Pentru că de cele mai multe ori surprizele neștiute sau negândite, neprogramate nu sunt chiar ce trebuie. E pe placul meu băiatul acesta, bărbatul acesta. Și cred că orice fel de surpriză sau lucru neprevăzut pe care el l-ar face față de mine... Cred că o să fie pe placul meu, pentru că îmi știe gusturile, conexiunea există și din punctul ăsta de vedere și atunci ne ajută. Ce frumos, deci dacă există chimie și dacă astrele s-au aliniat și pentru ei, păi îți dai și seama. Am văzut acolo poze, ziceam lui Ștefan Lungu, că ce înalt e el și așa este, se vede protecția, da, când te ia în brațe, pare așa o fetiță. Foarte. Care zici, gata, nu mai am nicio grijă că sunt în brațele lui. Frumos. Da, mă bucur măcar că aici sunt eu mai tânără, par eu mai tânără decât el, pentru că el este cu câțiva ani mai mic decât mine și mă bucur foarte tare că asta nu se vede în mentalitatea lui. Din contră, este peste așteptările mele. Este matur, înseamnă. Foarte este bine. Foarte matur. Sportul te maturizează destul de repede și atunci, fiind din același domeniu, cumva avem foarte multe lucruri în comun și atunci lucrurile merg. Ce frumoasă poveste! Doamne ajută, Larisa, ce faci și ce face, să-ți mulțumim mult. Îi ținem pumnii. Doamne ajută, da, sper din suflet să iasă cu o medalie, indiferent de culoarea ei. Eu sper doar să se distreze, că asta încerc de fiecare dată să explic. Nu contează rezultatul, contează să te distrezi, să simți ceea ce faci și să fii acasă mândru de tine. Mulțumim mult de tot, Larisa. Mulțumesc și eu. Iată, contează să ne distrăm. Așa am auzit. Da, contează.